Accident cumplit în Mehedinți pe drumul național 56A, în afara localității Valea Anilor. Soldat cu victime omenești, o tânără în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o tânără de 24 de ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A, în afara localității Valea Anilor, a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un cetățean turc de 48 de ani. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că o tânără de 24 de ani, din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A, în afara localității Valea Anilor, a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un cetățean turc de 48 de ani. Din accident a rezultat decesul conducătoarei auto și vătămarea corporală ușoară a unui bărbat de 34 de ani, precum și a doi minori de 3, respectiv 6 ani, care au fost transportați la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURT la un accident rutier produs între un autotren și un autoturism pe drumul național 56A în afara localității Valea Anilor. La locul evenimentului au fost mobilizate și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Din accident a rezultat decesul conducătoarei auto și vătămarea corporală ușoară a unui bărbat de 34 de ani, precum și a doi minori de 3 ani, respectiv 6 ani, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.